Tinerii de la Atos au mers în cetatea de Scaun a Sucevei la activitate intitulată Ștefan cel Mare, apărător al creștinătății. Aceasta este o nouă etapă din proiectul Amplu pe care Asociația Tinerilor Ortodox Suceveni l-au cu Muzeul Național al Bucovinei. Inițial aceștia au făcut cunoștință cu documentele și sigiliile vechi, cu scrierea chirilică veche și cu instrumentele de scris din vremea medievală. Pentru tineri, turul complet al cetății a completat ceea ce au acumulat până acum. A fost o activitate frumoasă, a fost o activitate înscrisă în proiectul mai amplu pe care noi îl avem de parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei. Noi mergem lunar acolo, ne întâlnim, avem diferite activități. Acum, pentru că sunt voivod de Ștefan cel Mare și sunt pomenit pe 2 iulie, în ajun de mare sărbătoare, iată, noi am avut activitatea de descoperire a personalității Marelui Voivod Sfânt al Moldovei în documente. Și am făcut și un tur al cetății de Scaun. Punctul culminant a fost la Paraclisul cetății. Am avut șansa să o avem pe doamna muzeografă Rita, care ne-a explicat atât de frumos armele medievale, îmbrăcămintea medievală, Paraclisul, cum erau primiți oaspeți acolo la cetate. Am făcut înconjurul cetății, am văzut împrejurimile și am văzut bisericile vechi medievale, curtea domnească, și l-au descoperit tinerii pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în documente ca mare voievod, conducător, strateg, militar, un mare rugător, un mare iubitor de țară, un mare apărător al creștinătății, numit și atleta lui Hristos, de Papa Sixt. El este apărătorul creștinătății, știm de la istorică, dacă n-ar fi stat Moldova lui Ștefan cel Mare în fața tăvălugului turcesc și tătăresc, toată Europa era astăzi poate musulmană. Astfel este creștină și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Această activitate a fost încununată și de un artiler de tras cu arcul și mulțumim lui domnul Claudiu Brădățan că el i-a ajutat pe tineri și a pus la dispoziție toate mijloace pentru ca noi să ne desfășurăm atelierul în condiții foarte bune. Au tras cu arcul tinerii, au nimerit și ținta. Cei care n-au nimerit au spus că pe viitor încearcă să nimerească, să facă o lecuță de exerciții la atelier. Ne-am bucurat. Experiența asta dinainte de sărbătoarea Sfântului Voivod Ștefan cel Mare a continuat unei activități dinainte în care noi am scris în chirilică documente vechi și a fost și aceea o experiență foarte faină. Au scris în chirilică documente vechi după documentul de atestare documentară a orașului Suceava și a cetății de Scaun din 10 februarie 1388. Au scris chiar pe hârtie veche, au scris chiar și papirusul acela vechi, hârtia aceea veche. Au devenit logofeți și grămătici în cetate. Ne-am bucurat împreună, o să fie și alte activități frumoase pentru că proiectul este mare. Îi mulțumim Dumnezeu că am ajuns cu sănătate, mulțumim muzeografii doamne Rita, domnului Claudiu pentru atelierul de artă, domnului Catrinar care e acolo și e serviciu și ne-a ajutat, domnul director Ursu și tuturor celor care, iată, ne pun la dispoziție cetatea, Paraclisul, Casa Custodelui, Curtea, pentru ca noi să descoperim și să facem o lecție de istorie adevărată cu tinerii. A fost o... Mă rog, au văzut cu alți ochi cetatea de Scaun, ținând cont că au învățat înainte să scrie în chirilică veche? Da, au văzut cu alți ochi cetatea de Scaun, pentru că până acum o vedeau ca niște pietri vechi, una peste alta acolo, restaurată cetatea în ultimul timp, dar au văzut cetatea ca pe un orășel viu, în care stătea domnul acolo, în care erau străjeri, în care se făceau și slujbe, în care se emiteau documente, au văzut sigiliile vechi, au văzut pecetea veche, ceara aceea roșie care se folosea și pe care se punea sigilul domnesc. Deci acum ei când se uită la cetate văd ca un orășel viu, deci ca o ființă, dacă s-ar putea spune așa, de unde porneau lucrurile importante, că acolo era voievodul. Și până la curtea domnească au văzut că nu era distanță foarte mare și chiar au descoperit împreună că cetatea aceea era centrul unui centru monumental al Sucevei, pe lângă Biserica Sfântul Dumitru, Biserica Mirăuț, mai târziu Mănăstirea Sfântul Ioan și Curtea Domnească, între Curtea Domnească și Biserica Sfântul Dumitru, fiind și turnul Clopotnița al lui Alexandru Lăpușneanu. Astăzi sunt tineri implicați în niște activități? Da, m-ați prins exact pe runc. Runcul, idealul ăsta mare de la Flătioara, de la Codri Secular, mergem la rezervația naturală Codri Secular, aflat în patrimoniul UNESCO, mergem la funețile montane, la Todirescu și la Rarău, acum urcăm runcul, dacă vedea cu ochii mei ce văd eu acum, cred că v-ați minuna.
pajești alpine cu niște flori, deci pe un metru pătrat cred că sunt, nu știu, zeci de specii de plante și colorate toate. Și mergem la stână și ne oprim o lecuță ca să ne întrarmăm și apoi mergem la rezervație și suntem cazați aici așa la Slătioară, unde s-a deschis un complex foarte fain. Dacă oamenii o să dea pe internet acolo să vadă ce frumos e acolo, rustic. Și împreună suntem cu tinere, o să postăm și niște imagini de aici după ce ne întoarcem. De la joi o să ne întoarcem. Mulțumim Dumnezeu și pentru vremea frumoasă. A fost și o ploaie și norocorit, dar ce spunem noi? Tot ce dă de Dumnezeu, de sus Dumnezeu e bun și mulțumește pe toată lumea, și pe ăla care vrea ploaie, și pe ăla care nu vrea ploaie, și pe ăla care face ce știe în studio, și pentru cel care merge în drumeție, pentru toată lumea, iată, Dumnezeu le rânduiește pe toate.